Situația privind respectarea drepturilor omului în Moldova s-a înrăutățit pe parcursul anului trecut comparativ cu 2018. Concluzia se conține în studiul Percepția asupra drepturilor omului în Republica Moldova, realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA, la solicitarea Oficiului Avocatului Poporului. Potrivit datelor colectate, 9 din 10 respondenți consideră că drepturile omului sunt încălcate sistematic sau ocazional. Rezultatele cercetării au fost analizate de colega mea, Daniela Osipova, care vine cu mai multe detalii. Daniela, bună seara, te ascultăm. Bună seara și bine v-am găsit! Conform rezultatelor studiului, puțin peste 93% dintre moldoveni sunt de părere că drepturile omului continuă să fie încălcate în țara noastră. Astfel, potrivit datelor, aproape 50% dintre respondenți susțin că drepturile omului în țara noastră sunt stipulate doar pe hârtie, iar peste 43% din cei intervievați declară că acestea sunt neglijate ocazional și doar puțin peste 3% au spus că practic nu se încalcă. O treime din moldoveni susțin că tradițiile și obiceiurile sunt factorii care uneori pot limita drepturile fundamentale ale omului. De asemenea, aproximativ 60% din persoane sunt de părere că încălcarea drepturilor omului se întâmplă din cauza corupției, iar situația pandemică a contribuit la înrăutățirea respectării dreptului la sănătate și educație, dar și la libera circulație. În urma analizei datelor, țin să menționez că aproape 8% din intervievați au declarat că în ultimii 2 ani, cel mai frecvent, le-a fost încălcat dreptul la sănătate. Iar aproximativ 7% au menționat că le-a fost lezat dreptul la muncă, 5% dreptul la protecția socială și cel la libera circulație. Întrebați cine cel mai des le încalcă drepturile, cei mai mulți, adică peste 55% din respondenți, au răspuns că persoanele particulare sau reprezentanții diferitor instituții, cifra fiind în creștere cu aproape 13% față de acum 2 ani. 30% susțin că anume reprezentanții diferitor instituții de stat au fost cei care nu le-au respectat. De menționat că studiul a fost efectuat în perioada 24 decembrie 2020-25 ianuarie 2021, pe un eșantion de 1.006 persoane. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. La fel, un lucru descurajant este constatat și în acest an, nivelul jos de cunoaștere de către cetățeni a drepturilor sale și a politicilor care sunt elaborate de stat în domeniul drepturilor omului. Pe de altă parte, cetățenii, beneficiarii, respondenții acestui studiu ne vorbește că mass media și nu autoritățile publice și nu judecătoriile au cea mai mare încredere în asigurarea protecției drepturilor omului.